găsit la DC Medical. Vorbim cu domnul dr. Silviu Dumitrescu de la Spitalul Militar Central, secția Cardiologie 1, despre insuficiența cardiacă, o boală gravă. L-a ucis pe Adrian Păunescu, un poet binecunoscut. Nu s-a putut face nimic atunci. Care ar fi tratamentul dacă este luată din vreme această afecțiune? Care ar fi tratamentul într-o urgență? Ajunge la UPU cu insuficiență cardiacă. Cred că cel mai bun tratament în insuficiența cardiacă este să previi apariția insuficienței cardiace. Din păcate însă nu reușim să facem lucrul ăsta de foarte multe ori. Și mulți din pacienții cardiovasculari ajung în final să dezvolte acest sindrom care este insuficiența cardiacă. În momentul în care ea apare, sigur că tratamentul în prezent a devenit foarte eficient și față de acum 20-30 de ani, prognosticul unui pacient cu insuficiență cardiacă s-a schimbat foarte mult. Tratamentul farmacologic și modificările de stil de viață sunt extrem de importante și foarte eficiente în a controla cei mai mulți dintre pacienți. Cu toate astea, progresia bolii, pentru că există așa ceva, face ca la un moment dat tratamentul medicamentos să nu mai fie suficient. Ultimii ani au adus progrese foarte mari în ceea ce se numește dispozitive implantabile. Există mai multe asemenea dispozitive implantabile care ajută foarte mult în insuficiența cardiacă. Discutăm de terapiile de resincronizare, care presupun implantarea unui dispozitiv care practic reface modul în care este condus impulsul electric în inimă și în felul ăsta îmbunătățește foarte mult parametrii la care inima funcționează, asigură un debit cardiac crescut și în felul ăsta îmbunătățește mult calitatea vieții și reduce mortalitatea, practic țintele pe care le avem atunci când încercăm să tratăm un pacient cu insuficiență cardiacă. Terapiile de tip ICD, care este un defibrilator implantabil, majoritatea pacienților cu insuficiență cardiacă dezvoltă aritmii care sunt potențial amenințătoare de viață. Un defibrilator implantabil intervenind în momentul oportun și salvând practic viața pacientului cu insuficiență cardiacă. Există deci un dispozitiv care înlocuiește smurdul. Da, omul există. Da. Cu insuficiență cardiacă sau care face o fibrilație, o aritmie, leșină, cade, îi se oprește inima și vine ambulanța, îi face un șoc electric dacă există un ritm șocabil, adică există fibrilație ventriculară sau tahicardie ventriculară. Acest aparat implantat în inimă face lucrul ăsta mai repede decât o poate face smurdul? Mult mai repede. Pentru că o face instantaneu, practic, în momentul producerii acestei aritmii maligne, așa cum spunem în limbaj medical, mai pe românește acestei tulburări de ritm care face ca inima, practic, să nu mai bată, să nu mai poată să asigure sânge. O repornește. O repornește, da. O repornește, dă acel șoc electric pe care îl vedem dat prin filme de către paramedici sau de către medicii de urgență, dă acest șoc intern. Bun, când nu își poate pune fiecare un astfel de aparat să fie, când știe, când este recomandat să fie implantat? Există criterii foarte bine definite de către societățile științifice, există ghidurile noastre de practică medicală, care asigură selecția corectă a pacienților, pentru că aici, sigur că, intrăm pe un teren foarte delicat. Când trebuie să implantăm un asemenea dispozitiv? Atunci când riscul este mare. Da, există un risc al implantului? Cu certitudine există și un risc al implantului, pentru că e un dispozitiv care se implantează printr-o mică intervenție chirurgicală. Da, pacemakerurile nu... Inclusiv, nu sunt asociate unui risc, nu? Inclusiv pacemakerurile au riscul lor. Există
riscul infecțios, spre exemplu, momentul când ai lumea s-a obișnuit. Asta e un risc mai mare sau același risc? La implant. La un implant de ICD e cam același risc ca la un implant de pacemaker, la fel și la un CRT. Practic toate aceste dispozitive implantabile în linii mari urmează aceiași pași în implantarea lor. Presupun existența unui generator de puls, așa cum îi spunem, care se implantează în fosa subclaviculară și existența uneia sau mai multor sonde care ajung în inimă. Nu e chiar o procedură pe care poți să o faci fără să ai emoții chiar când ești la multe implanturi, așa că există risc, e o procedură cu un risc al ei, dar există și un risc ulterior. Spre exemplu, la ICD-uri, pacienții care primesc un asemenea ICD sunt instruiți și știu că urmează în anumite circumstanțe să primească un șoc electric. Există tulburări psihice date de această anticipare a șocului descrise. Astfel că e bine să selectezi foarte corect pacienții și să nu implantezi dispozitive în mod inutil, pentru că totuși au riscul lor. Legat de dispozitivele noi în insuficiența cardiacă, pot să vă spun că în Spitalul Militar am avut o premieră națională, am implantat un dispozitiv care se numește un dispozitiv de terapie activare, de activare baroreflexă. Este o nouă concepție în tratamentul insuficienței cardiace, care reechilibrează, practic, sistemul de reglare al inimii în insuficiența cardiacă, acest echilibru fiind pierdut. Este un dispozitiv care se aseamănă cu celelalte pe care le-am descris anterior. Se implantează tot în fosa subclaviculară, numai că electrodul de stimulare nu se duce către inimă, ci se duce către nervul vag, realizând o stimulare a nervului vag și în felul ăsta reechilibrând acele mecanisme de care vă spuneam. Mulțumesc!